Bine v-am regăsit aici la o nouă întâlnire capitală. Ioana Brușten sunt eu, iar astăzi avem o ediție plină de culoare și lumină. Invitata mea este Alexandrina Carmen Ene, pictoriță, psihoterapeut și literată. Mulțumesc tare mult, Carmen, că ești aici cu noi la București FM. Îți mulțumesc și eu tare mult, Ioana, pentru invitație și pentru această căldură pe care o simt deja aici în acest birou de înregistrare. Dacă ne ascultați pe 98,3 sau bucureștefm.ro, este foarte bine, dar v-aș sugera să ne urmăriți și în varianta video a acestei emisiuni pe canalul de YouTube București FM, pentru că acolo veți descoperi și mai mult decât ceea ce cuvintele vor spune în această jumătate de oră. Am început prin a spune că este și pictoriță, Carmen, iar motivul întâlnirii noastre de astăzi, în afară de a o descoperi așa ca o personalitate complexă cum este ea, este expoziția care va avea vernisajul pe 1 septembrie. Expoziție de autor, o expoziție despre care o să aflăm mai multe astăzi și de aceea spuneam, e bine să urmăriți și canalul de YouTube ca să și vedeți imagini cu picturile Alexandrinei Carmen Ene, un soi de prefață la ceea ce va fi această expoziție. Expoziție care, dacă bine am înțeles eu, se numește Les Fleurs de mon rêve, florile visului meu. Și este un vis de culoare și lumină ceea ce face Carmen pe pânză. La o așa descriere nici nu știu ce aș mai putea să adaug, pentru că deja mi-ai făcut o prezentare care mă onorează foarte mult și care sper să fie o invitație pentru toți cei care ne urmăresc acum și care ne vor urmări și de acum înainte, să vină și la vernisaj, să urmărească și emisiunea și în felul acesta să ne îmbogățim cu toții viețile. Categoric. Sper din suflet să fie așa, asta este și ideea. Și aș vrea să pornim discuția noastră explicând puțin această combinație interesantă și mai puțin obișnuită care ești tu, Carmen. Psihoterapeut, pictor și literat cu un doctorat la Sorbona. Cum s-au construit toate acestea? Cum s-au îmbinat? Cum le-ai descoperit? Că bănuiesc că nu a venit totul deodată. Nu a venit totul deodată și nu a fost o călătorie tocmai lesne pe care să o fi făcut așa, într-un fel de dans de balerină, să fi curs totul așa de la sine, să nu fi avut zone de conflict legate de alegerile mele. Și spun asta pentru că într-adevăr, prima mea pasiune a fost desenul aș putea spune asta spre disperarea mamei mele, pentru că aveam obiceiul să desenez făpturi lungi, gen prințese, pe linoleumul verde din acele blocuri comuniste în care trăiam pe atunci. Și mă foloseam de creioane cerate, asta aveam niște creioane cerate colorate, așa, și mie îmi plăcea foarte mult să îmi transform linoleum în pânză de pictură și mi se părea așa de frumos tot ce ieșea de acolo și după aceea invitam pe ai mei, ia veniți să vedeți ce am făcut. Și mama, reacția era puțin ambiguă. Foarte frumos, era prima dată foarte frumos, după care vedeam că avea și un fel de strângere de inimă și îngrijorare și ulterior aveam să-mi dau seama că era legată de aspectul ăsta de curățenie, că se duceau foarte greu, adică orice detergent ai fi folosit și oricât ai fi străduit, păpușile acelea, prințesele șui, că nu aveau echilibru pe atunci. Echilibrul l-am descoperit mai târziu, am descoperit ce înseamnă echilibrul ăsta, rezistau pe linoleum și rămâneau săptămâni întregi și trebuia să revină de foarte multe ori. Deci pictura a fost prima. Tu îmbunătățeai, de fapt, atmosfera, da, acolo. Mi se părea mi se părea foarte frumos, mai aveam un obicei. Mama a primit la un moment dat niște prosoape cu tot felul de inscripționări și erau dintr-un fel de material gen pânză. Erau foarte ciudate, așa, că nu erau...
arăta materialul ăla ca un fel de pânză și mie mi se păreau foarte frumoase, aveau flori, aveau tot felul de cuvinte scrise și făceam eu curat în camera mea și le întindeam pe jos, pe toate și mai puneam și jucării pe acolo și la fel o invitam, mama vino să vezi ce frumoasă e camera mea acum, să vezi cât de bine arată. Spiritul de artist, uite cum funcționa. Mai ales că voiam să și rămână acolo, adică ce covorul ăla, covorul ăla era nimica toată față de cum arăta camera cu prosoapele întinse pe jos. Cum a fost trecerea spre psihologie și spre a fi psihoterapeut? Trecerea spre psihologie a urmat după ce am îmbrățișat filologia, care a fost iarăși o pasiune, o vreme îndelungată. De data asta e o combinație între ceea ce simțeam că îi place tatălui meu și ceea ce visa mama mea să devin. Mama mea mă vedea profesoară de limba română, apropo de asta. Ceea ce a și fost o vreme. Și mi-a plăcut. Tatăl meu avea o pasiune pentru lectură și scris. Și la fel mă vedeam făcând filologia, scriind cărți, îmi imaginam că o să fie așa o existență dintre asta boemă, că o să trăiesc din asta, în fine. Și după ce am îmbrățișat zona de limba și literatura română și profesor la catedră, am ajuns și în punctul în care mi-am dat seama că, iată, mă cunosc prea puțin. Și mai ales din interacțiunile pe care le aveam cu adolescenții la vremea respectivă, care veneau cu tot felul de situații de viață și care stimulau în mine cele mai profunde mișcări interne și cele mai chinuitoare conflicte și nu știam cum să fiu și cât de naturală pot să fiu cu ei, care sunt limitele pe care le pot pune în relație cu ei și ce se întâmplă cu mine, cum de mă necăjesc anumite reacții de ale lor, cum de simt că sunt complet neajutorată în anumite situații de viață. S-au adăugat la aceste elemente de experiență de catedră, de profesor de limba română, s-au adăugat și niște experiențe personale legate de boală și de pierdere, care pentru mine, în sistemul meu de familie, asta a fost cea mai mare provocare. Și iată, mi-am dat seama că poate lucrul cel mai important pentru existența mea este să-mi dau seama cine sunt, ce sunt, ce-mi doresc, de fapt, ce-mi doresc dincolo de ce au vrut părinții mei pentru mine, pe ce lume internă trăiesc. Se închide cercul acesta cumva și între psihologie, psihoterapie și pictură? Se întrepătrund lucrurile? Aș zice că acum sunt într-un soi de echilibru, deși am trecut și aici printr-o zonă, eu ce sunt? Că nu sunt nici filolog, nici pictoriță sau nu sunt nici psihoterapeut, pentru că într-un fel sau altul sunt din toate câte puțin. Și mai mult de atât. Adică, practic, mi-am dat seama că nu mă pot defini prin rolurile astea, că sunt mai mult decât rolurile astea și că e nevoie cumva să renunț la percepția comunitară, de exemplu, faci multe și le faci pe toate prost, am trecut și prin asta. E adevărat că eu am îmbrățișat aceste domenii nu simultan, ci unul după altul, ca o curgere firească dinspre unul spre altul. Însă am trecut prin zona asta. Fac multe, ce sunt? Da Vinci? Nu sunt Da Vinci, n-am cum să fiu Da Vinci, nu pot să fac atât de multe, adică și să le fac bine. Și ce aleg? Am avut perioade în care am zis, nu, sunt psihoterapeut și spre asta mă îndrept. După care nu pot să nu pictez, pentru că în perioadele în care n-am pictat nu mă simțeam bine. Adică era ca și cum ceva lipsea din viața mea și o formă de expresivitate. Și acum adevărul este că și la doctorat am studiat psihanaliza și procesele creative. Deci am văzut practic ce înseamnă sublimare și am început să înțeleg și cât de mult arta te poate ajuta pe tine ca psihoterapeut să vezi nuanțe pe care altfel nu poți să le vezi.
ale interacțiunii de cabinet, de exemplu. Câteodată rămân cu impresii, n-am înțeles de fapt ce s-a întâmplat între mine și omul ăsta care a fost în fața mea. Mă duc acasă, mă las să exprim prin culoare cât mai liber, într-un fel de transă dintre asta creativă, și văd că apar niște culori, din culorile alea se creează niște forme și din formele alea duc către ceva, către un sens, către un simbol, și că simbolul respectiv și relațiile care se creează între formele respective exprimă ceva din ceea ce s-a stimulat în mine, în interacțiunea respectivă, din ce trăiesc eu, și mă ajută practic să ies din zona de puncte oarbe și să integrez asta inclusiv în practica de cabinet. Îți explică ceva din ceea ce s-a întâmplat în interacțiunea dintre tine și pacientul tău. Îți dă probabil niște chei, o cale de a înțelege. Și deschide posibilități pe care înainte nu le vedeam. Pentru că înseamnă practic e un fel de a pune în formă și culoare ceva brut intern, inconștient, în primă fază, pe care nu ai cum să-l apuci altfel decât într-o manieră proiectivă, și după aceea, încet, încet, începi să vezi. Odată ce ai externalizat, odată ce ai scos, începi să vezi. Pictura ca și proces de cunoaștere. Foarte, foarte interesant. Hai să ne întoarcem la expoziția care se va deschide pe 1 septembrie. Va rămâne deschisă o săptămână, din câte am înțeles, cu titlul acela Florile visului meu, și în care, de fapt, obiectul central sau imaginea centrală sunt florile sau o floare. De ce? Florile nu sunt tocmai flori. Florile, pentru mine, sunt un fel de umani flori. În sensul că le atribui emoții, trăiri și stări specifice nouă oamenilor. Le pun în relații specifice oamenilor. Sunt două flori, au fost și remarci de genul, cum două flori ca la mormântare? Sunt două flori care sunt în cuplu. E vorba despre un cuplu, apropo de percepție și de modul în care își traduce fiecare, pornind de la, deja de la niște șabloane pe care le are despre ce înseamnă realitatea și ce înseamnă lumea care ne înconjoară. Practic, florile sunt un fel de ființe. De ce flori? Pentru că au această delicatețe pe care mi-aș dori să o găsesc mai mult și în interacțiunile umane, această zonă de apropiere mai suavă, mai empatică, mai plină de compasiune. O floare îți sugerează prin natura ei și zona asta de vulnerabilitate pe care noi oamenii nu ne-am îngăduit-o secole de-a rândul. Abia recent, cu lucrările lui Brené Brown sau știu eu ce alte texte, se vorbește din ce în ce mai mult despre această asumare a părților de vulnerabilitate din noi, în așa fel încât ceea ce creăm prin relațiile noastre să fie cumva mai întreg, mai plin de ce suntem, cu toții suntem și emoții pozitive și emoții negative, suntem universuri întregi și nu e nimic care să fie de fapt rău. Am citit un text scris de tine apropo de aceste flori din opera ta. Și în grădină florile sunt de multe tipuri, ca în oraș, oamenii. Unele au spini, altele tulpini mai firave sau frunze dantelate, tot precum oamenii. Probabil că se privesc și ele, între ele, ca de la floare la floare, spre deosebire de oameni, care uneori uită să se uită unul la altul. Și să se privească în profunzime, aș zice eu. Foarte, foarte frumos. Această alegorie este una foarte frumoasă, iar din ceea ce am văzut eu, asta pot să spun ca un necunoscător între ale picturii, doar ca un privitor interesat, că degajă foarte multă lumină și foarte mult optimism, foarte multă speranță mai degrabă, ceea ce pictezi tu.
Mă bucură să aud asta și să văd și prin ochii tăi modul în care îmi receptezi lucrările, pentru că mă face să mă gândesc la zona asta de alchimie internă pe care uneori o pun într-o operă de artă. Adică se întâmplă de multe ori să pornesc din exact contrariu, adică să pornesc dintr-o zonă de umbră, durere, suferință și să o las să fie și să mă las să fiu în timp ce creez și să mă trezesc că din zona aia practic iese ceva plin de lumină și frumos, ceea ce mă face să cred că asta este esența integrării umbrelor. Nu este vorba despre a le respinge ca fiind rele. Asta, umbrele ne fac să fim mai complexi ca ființe și ne deschid către a fi umani în interacțiunile noastre, către toleranța față de ceea ce este diferența dintre noi și față de dificultățile pe care le au ceilalți oameni și pe care le cunoaștem și noi, iată. Unde anume va putea fi văzută, vizitată această expoziție, spuneam, între 1 și 8 septembrie, acum, foarte curând, în câteva zile? Expoziția va putea fi urmărită, văzută la o galerie micuță și cochetă din centrul Bucureștiului, de pe Lipscani 68, se numește El Deco. Și e foarte drăguță această galerie, că e micuță așa și buturuca mică răstoarnă carul mare, asta știm și am descoperit și eu și mi-a dat putere să iau lucrurile în modul ăsta progresiv, dinspre mic spre mai mare, dinspre o zonă în care, iată, nu știu înspre ce mă îndrept, dar sunt bucuroasă și curioasă să descoper. Nu se zice că e mai importantă calea decât destinația? Sunt întru totul de acord. Sunt întru totul de acord cu asta. Hai să ne întoarcem puțin și la tine ca literat, pentru că tot așa am citit undeva că urmează în curând să apară și un volum. Și am impresia că și acolo florile sunt cumva în centrul evenimentelor. Sunt și acolo flori. N-aveau cum să lipsească, pentru că sunt elemente fundamentale ale vieții mele. Îmi și plac foarte mult florile și să mi le ofer mie cadou îmi place. Adică mă opresc de foarte multe ori pe la câte o florărie să-mi cumpăr niște flori și să-mi înfrumusețez cabinetul cu ele. Și apropo de acest proiect, e un proiect mai amplu, în sensul că include și un instrument de psihologie, niște carduri proiective și ele sunt însoțite nu numai de un îndrumar de folosire a cardurilor proiective, ci și de texte, mici parabole literare cu tâlc psihologic. Foarte interesant. Și asta urmează să se întâmple când? Încă mai sunt în derulare. Mai sunt pași de făcut, dar sperăm să fie iarna asta. Adică în curând. În curând, în da. Curând. Tot așa, uitându-mă pe Facebook, ca să te descoper și să mai privesc din picturi și așa, am găsit un alt gând de-al tău scris acolo, fă în așa fel încât visul tău să fie mai lung decât noaptea. Și mi s-a părut iarăși ceva foarte simplu și foarte cuprinzător în același timp. Trăim cu toții în niște vise pe care putem să ni le populăm cu lucruri frumoase și să ne facem viața mai bună. Visul este practic prima încercare a copilului de a se desprinde de influența părintelui. Și practic de modul în care părintele încearcă mai puțin să controleze ce simte și ce gândește copilul, depinde și această libertate a copilului de a-și îngădui să viseze și mai târziu de a-și da voie chiar să-și transforme anumite visuri
în realitate. Adică a le oferi posibilitatea. Hai să văd, e posibil dacă îmi doresc așa de mult să dau o formă reală acestui vis de-al meu și dacă universul o îngăduie, cine știe, poate chiar prinde viață. Practic, ce expoziția are ideea asta de vis, pentru că visul este atât un vis, când spun vis, mă gândesc și la visul diurn, la visul ăsta, întotdeauna am posibilitatea de a împlini ceea ce nu pot împlini în viața reală printr-o formă de vis și iată visul poate să zboare către viața reală, după aceea să coboare către pământuri și să prindă formă și viață. Dacă și universul îngăduie, aici ar fi de dorit să putem să lăsăm libertate visurilor noastre să se împlinească dacă e contextul potrivit sau dacă nu să ne ducă înspre altceva. Și visul nocturn, care nu este mai puțin important, pentru că ne ajută să exprimăm afecte pe care de cele mai multe ori în timpul zilei nu ne dăm voie să le trăim, practic. Reminiscențe afective se exprimă într-o manieră simbolică în vis. Spune-mi, cine sunt fetele sau fetițele din tablourile tale? Sunt niște figuri inocente, frumoase și tot așa pline de speranță. Fetițele sunt aspecte ale copilului interior. Cu tot ceea ce mi-au amintit din etape în care am fost copil, nu sunt numai copii foarte, foarte senini. Unii dintre ei sunt încruntați, am și pânze în care, de exemplu, o pânză se numește Not Only Butterflies, nu numai fluturi. Și transmite odată ideea că nu, eu nu am numai fluturi în cap și am cu totul și cu totul alte trăiri și uneori ceea ce simt mă copleșește și nu e neapărat pozitiv și am nevoie de voi, de adulții din viața mea să mă ajutați să fac sens din emoțiile mele și să-mi pot îngădui, să le dau o formă care să fie și social acceptabilă și să nu fie reprimare, să nu fie refulare, să nu învăț să mă resping pe mine, etc. Ne apropiem de final, pentru că uite așa zboară timpul când vorbim de lucrurile frumoase. Nici nu ne dăm seama acum. Și vreau să te rog, dacă, într-o propoziție sau într-o frază simplă, să inviți pe cei care ne urmăresc, explicându-le de ce să vină la expoziția ta. Vă invit să veniți la expoziție ca să descoperiți aspecte din voi pe care picturile mele le trezesc și care vă permit în felul ăsta să vă conectați cu forme interioare care presupun o altă formă de întâlnire. Ați înțeles? Sper că a fost suficient de incitantă ceea ce a spus invitata noastră din această seară. Alexandrina Carmenene, îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine pentru ceea ce ne-ai spus, pentru ceea ce am descoperit din această personalitate a ta fascinantă și îți doresc mult succes în continuare. Doar lumina și florile să fie cele care te vor călăuzi și în continuare. Îți mulțumesc foarte mult, Ioana. M-am simțit foarte bine alături de tine și de voi. Mulțumesc! A fost, dragii mei, așa cum vă spuneam, Alexandrina Carmen Ene, pictoriță, psihoterapeută și literată, o persoană cum poate mai rar întâlnești, cu atât de multe calități, abilități și destinații de viață, aș putea să le spun, cum ne-a dezvăluit astăzi. Nu uitați de expoziție de pe 1 septembrie la El Deco, pe Lipscani, Le Fleur de Mon Rêve, Florile Visului Meu. Vă invit să mergeți acolo, să le descoperiți și dacă n-ați ascultat la radio, vă spuneam, puteți să vedeți imagini și în înregistrarea video a acestei emisiuni pe canalul de YouTube București FM. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ați stat alături de noi. Până data viitoare, să vă fie numai lumină!